Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta care pot fi cărțile pentru voi, da? Care vor fi aceste cărți, ce deschidere vom avea în ceea ce vă privește pe voi, cei care vă uitați la acest videoclip. Da, ce vom afla nou despre relația voastră, da, pentru aceia dintre voi care sunteți în relație și vreți să știți mai multe lucruri despre această relație, da, încotro se va orienta aceasta în perioada care urmează, sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure și vă doriți să știți și voi dacă persoana voastră va mai reveni vreodată în relație cu voi. Haideți să vedem prima carte, dragii mei. Iată că prima carte vorbește despre o relație de trio. Iubiții mei, este treiul de pentacule. O relație de trio este la orizont în viața voastră. Așadar, da, se pare că dacă partenerul vostru a fost mai distant sau mai rece în ultima perioadă, iată că de aceea s-a comportat așa, pentru că se pare în vizorul său, da, în viața sa se mai află o persoană care îi suscită interesul sau cel puțin s-a întâmplat așa în perioada care a trecut. Da, vis-a-vis de această nouă persoană din viața sa, această partenerul vostru, da, sau partenera voastră manifestă interes în aceste momente, dar se pare că nu este un interes profund, da, cum a fost la început vis-a-vis de voi. Dimpotrivă, se pare că elementele care îl atrag la această persoană sunt de suprafață, da? Poate că, nu știu, poate că i-a plăcut foarte mult modul în care se îmbracă această persoană sau modul în care se machiază, modul în care vorbește, lucruri de genul acesta, da? Dar se pare că nu simte ceva foarte profund vis-a-vis de această persoană. Însă este curios sau curioasă ce poate fi între el și o asemenea persoană, da? Din acest punct de vedere, dragul meu sau draga mea, tu te vei simți pe locul 2 și ai dreptate să te simți așa, te simți abandonat sau abandonat în această perioadă, poate că nu ai curaj să te mai deschizi spre această persoană a ta, da? Poate că nu ai nici curajul să îl întrebi sau să o întrebi de unde vine sau lucruri de genul acesta, da, pentru că știi foarte bine răspunsurile la aceste întrebări pe care ai putea să le ai. Hai să vedem și următoarea carte, dragii mei. Da, iată că următoarea carte este șasele de cupe. Este o carte foarte frumoasă care îmi vorbește despre o relație extrem de profundă pe care această persoană o are vis-a-vis de tine și dacă a făcut acest pas în trecutul vostru apropiat, acest pas spre o altă persoană, după cum spuneam, să știi că această persoană a voastră se va întoarce la voi în perioada următoare. De ce? Pentru că va regreta ce a făcut, va regreta comportamentul său pe care l-a avut față de voi, da? Pur și simplu vor fi momente în care această persoană va spune că nu se mai înțelege pe sine însuși sau pe sine însăși, da? Pur și simplu această persoană s-a lăsat pentru câteva clipe purtată de val, da? Vis-a-vis de cealaltă persoană din viața sa. Bineînțeles că acum nu face decât să se orienteze spre relația cu tine, pentru că recunoaște din ce în ce mai mult importanța acestei relații, da? Și se pare că, da, într-adevăr, sunteți meniți să fiți împreună, dragii mei, pentru că aveți o conexiune de suflet, aveți o conexiune de suflet pe pereche, iată, șasele de cupe vă deschide spre acest tip de conexiune. Se pare că sunteți meniți să fiți împreună și în această viață și, da, într-adevăr, aveți șanse nenumărate să reparați ceea ce a fost stricat odată între voi. Da,
Acest mesaj este mai ales pentru aceia dintre voi care aveți o familie. Să știți că familia voastră nu va reuși în ruptul capului să fie distrusă de o a treia persoană. Da? În niciun caz a treia persoană nu va reuși vreodată să rupă ceea ce există la nivel trainic fixat între voi, între voi și persoana voastră. Da? Cu alte cuvinte, legătura profundă de familie dintre voi doi nu se va distruge prin interacțiunea niciunei, niciunei vrăji, ca să zicem așa, sau niciunei alte femei sau niciunui alt bărbat. Hai să vedem, dragii mei, și următoarea carte. Da? Iată că este Șaptele de Pentacule. Este o carte din nou interesantă care îmi vorbește despre faptul că la un moment dat, dumneavoastră, dragii mei, dragele mele, ați făcut niște lucruri, da? Ați făcut tot ceea ce a ținut de voi pentru ca să vă fie bine în această relație, da? Și se pare că chiar unii dintre voi sau unele dintre voi ați dat mai mult decât ați fi putut, da? Adică v-ați implicat cât se poate de mult în această relație și iată a sosit momentul să vă bucurați din partea persoanei voastre de aceeași implicare, pentru că, da, această persoană văd că își va asuma relația voastră în cele din urmă. Și dacă vă întrebați care este viitorul vostru alături de această persoană, să știți că viitorul vostru sună bine și tot ceea ce dumneavoastră ați făcut vis-a-vis de această persoană, sprijinul pe care îl ați oferit în momentele cheie ale vieții sale, da, faptul că i-ați fost alături atunci când nimeni nu a fost alături de această persoană, înseamnă enorm de mult pentru persoana voastră și niciodată nu o să uite acel comportament al dumneavoastră vis-a-vis de el sau de ea. Da? Din acest punct de vedere, această persoană se va orienta din ce în ce mai mult spre relația cu tine și îți va spune nu numai că îi pare rău față de comportamentul pe care l-a avut vis-a-vis de tine, dar îți va spune cât de hotărât sau hotărâtă este ca să facă din viitorul vostru o capodoperă, da? Hai să vedem, dragii mei, dragile mele, încă o carte. Da, iată că avem aici cartea Ciocan, care vorbește despre sabotaj, despre reconstrucție, interogare, repetiție, persistent și faptul că ceva este ceva în viața dumneavoastră la care lucrați în aceste momente, da? Este posibil, nu știu, să lucrați la jobul vostru foarte mult în această perioadă sau poate că lucrați din nou la a reconstrui această relație a voastră care, iată, era pe punctul să se dărâme la un moment dat, da, atât de simplu. Dacă mai sunt unele întrebări pe care vi le adresați în această perioadă, să știți că ele vor înceta pentru că veți primi toate răspunsurile pe care le așteptați. Și dacă sunt lucruri care se repetă în viața dumneavoastră, să știți că acest lucru se întâmplă din cauza că dumneavoastră nu ați învățat lecțiile care v-au venit cu acele experiențe din viața dumneavoastră. Da? Din acest motiv, acele lucruri se repetă pentru voi în viață. Da? Nu știu, dacă se tot repetă faptul că această persoană vine și pleacă din viața dumneavoastră fără să dea prea multe explicații, să știți că se întâmplă pentru că nu ați văzut ce stă în spatele acestui comportament al său. Da, haideți să vedem încă o carte din partea oracolului viziunilor spirituale. Iată, avem aici cartea cu numărul 16. Haideți să vedem ce înseamnă cartea cu numărul 16. Trimite la distanță, izolare și perspectivă. Distanța fizică sau detașarea emoțională ne ajută să avem o viziune mai cuprinzătoare. Distanța poate de asemenea să ofere o perspectivă generală mai clară decât apropierea. Din această poziție avantajoasă putem vedea adesea imaginea de ansamblu și să tragem alte concluzii. O femeie singură se plimbă pe o plajă pustie, izolarea ei oferind un punct
de reflecție. Ea este departe de influențele altora, vedem o scenă de contemplare personală, monoliți zburători oferă perspectivă și sugerează distanțele cu un accent mai mare decât ar face un cer gol. Reprezentând probabil probleme din viața ei, distanța lor îi întărește izolarea, dar poate de asemenea să îi ofere perspectiva și claritatea viziunii pe care o caută. Trebuie să găsim un echilibru atunci când evaluăm o situație. Suntem prea implicați sau ar trebui să facem un pas înapoi? Da, dragul meu, draga mea, iată că în momentul în care tu te simți foarte implicată în această sau implicat în această relație a ta, da, dacă te simți foarte atașat sau atașată de persoana ta, poți să faci un pas sau doi pași înapoi și te poți izola pentru o vreme, da, de această persoană a ta, doar pentru a sta să reflectezi asupra relației voastre, da? În acele momente vei vedea că răspunsurile îți vor veni fără doar și poate și vei avea o perspectivă mult mai profundă asupra a ceea ce este între voi de fapt și asupra rezolvărilor pe care le poți vedea mult mai clar în legătură cu relația voastră. Da, haideți să vedem și următoarele cărți. Da, iată că avem aici Spânzuratul alături de Treiul de Pentacule, cărți interesante care îmi vorbesc într-adevăr despre o perioadă dureroasă pe care ai parcurs-o în cele din urmă, da, în perioada din urmă, o perioadă dureroasă în care a trebuit să accepți faptul că persoana ta a fost departe de tine și mai mult decât faptul că a fost departe de tine, s-a apropiat din ce în ce mai mult de o altă persoană. Da, și din acest punct de vedere văd că tu, dragul meu sau draga mea, ai trecut printr-o perioadă de transformări, o perioadă în care ai avut parte de multe revelații. Da? Printre acestea, cea mai mare revelație pe care ai avut-o a fost faptul că poate nici tu nu ai făcut suficient de multe pentru a păstra acea persoană lângă tine. Sau, pe de altă parte, poate că ai avut revelația faptului că poate nu te-ai valorizat destul de mult în relație în perioada din urmă, da? Și din cauza că tu nu te-ai valorizat pe tine în relație, tu nu te-ai iubit pe tine suficient de mult, nu te-ai respectat pe tine suficient de mult, iată, această persoană s-a îndepărtat de tine în acele momente. Dar văd că perioada care va veni, dragii mei, va pune punctul pe ei și va stabili odată pentru totdeauna că ceea ce există între voi este cât se poate de statornic, da? Și cât se poate de stabil. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici Luna alături de Șasele de Cupe, două cărți importante care vorbesc despre viețe anterioare, despre faptul că voi sunteți suflete pereche și ați venit și în această viață pentru a completa periplul vostru pe parcursul erelor, da? Pe parcursul existențelor voastre împreună. Da, se pare că, iată, nu vă doriți să faceți nici de această dată pe pământ decât să evoluați împreună în continuare. Da, și cu ocazia evoluției dintre voi doi, nu veți face altceva decât să scoateți la suprafață acele elemente negative din interiorul vostru, din subconștientul vostru, pe care să le eliberați odată pentru totdeauna, da? Se pare că aceste elemente nu vă mai sunt de folos și, de fapt, nu v-au fost de folos niciodată. Dacă mai aveți unele frici, unele elemente de angoasă, dragii mei, să știți că vă veți elibera și de acestea în perioada care urmează, pentru că nu aveți decât să vă bucurați de faptul că partenerul sau partenera voastră este gata să revină în relația cu voi și își va asuma cu adevărat această relație, urmând să îți promită că va rămâne în mod clar alături de tine în perioada care urmează.
Da, dacă aveți anumite vise care vi se par mai lucide în această perioadă, dragii mei, mare atenție la aceste vise pentru că vă pot arăta elemente importante din realitatea dumneavoastră. Hai să vedem și următoarea carte. Următoarea carte, dragii mei, iată, este tot un 6 de cupe alături de 7 de pentacule. Am uitat să spun zodiile, da? Zodiile din această etalare sunt pământ și apă. Pământ și apă, în special așadar pentru zodiile de pământ și apă se adresează această etalare. Și iată că revine 6 de cupe, ceea ce îmi subliniază această relație extraordinară care există între voi doi, această frumusețe de care vă puteți bucura în conexiunea voastră, dragii mei, pentru că pe voi nu vă unește numai o foarte mare perioadă de timp pe care ați petrecut-o împreună, dar vă unesc foarte multe lucruri pe care le aveți în comun, da? Dumneavoastră sunteți foarte asemănători ca suflete, da? Exact ce am spus, sunteți suflete gemene, sunteți foarte, foarte asemănători. Și dincolo de diferențele pe care le aveți, acest lucru va prevala și de acum înainte, da? Hai să vedem și următoarele cărți, următoarea carte, de fapt, din oracol. Oracolul Îngerilor Romantici, să vedem ce are de spus. Da, iată că există anumiți factori religioși care pot interveni între voi în următoarea perioadă a vieții voastre. Se pare că viața voastră amoroasă poate fi determinată de factorii religioși din viața voastră. Așadar, dragul meu, draga mea, dacă tu ești de o altă religie decât partenerul sau decât partenera ta, nu lăsa ca acest aspect să intervină între voi, da? Pentru că este un aspect atât de nesemnificativ. Dumnezeu este peste tot, este în voi, este în afara voastră și nu trebuie să vă separe lucruri exterioare, da? Cum ar fi religia. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!